Ministrul Sănătății Alexandru Rafila îi îndeamnă pe românii cu vârsta sub 40 de ani să meargă cât mai repede să-și ridice pastilele de iodură de potasiu. Declarația vine în condițiile în care forțele ruse au bombardat din nou centrala nucleară de la Zaporojie din Ucraina. Potrivit autorităților ucrainene, în atacul de duminică au fost loviți 3 senzori de radiații. Nu este funcțional de mai multe săptămâni. Iodura de potasiu se găsește distribuită la circa 2500 de farmacii din toată țara. Sunt milioane de doze de comprimate care au fost distribuite. Soluția e, fiind vorba de o medicație care se poate elibera numai pe bază de prescripție medicală, e clar că medicul de familie trebuie să elibereze această prescripție persoanelor cu vârsta de până la 40 de ani, încât ei să-și poată ridica gratuit iodura de potasiu la cea mai apropiată farmacie. Întrebarea era de ce vine acest îndemn, dacă ce ar trebui să știe cei de acasă, mai exact? Să știe că trebuie să au dreptul să se prezinte la medicul de familie, care trebuie să le elibereze prescripția, ca să poată să-și reducă, să-și ridice iodura de potasiu. Am început, vă spuneam, de câteva săptămâni acest lucru. Lumea nu a fost probabil foarte interesată, dar pastilele sunt la dispoziția populației și trebuie să avem un comportament preventiv cu toții și e bine ca să nu așteptăm să apară un incident nedorit, ci trebuie să ne pregătim încât în cazul unui incident nedorit să putem să prevenim anumite tipuri de afecțiuni sau vulnerabilități. Pastilele vor rămâne în farmacii câteva luni. Vor rămâne cel puțin câteva luni, o să vedem, 3-6 luni. Și în funcție de adresabilitate, de interes. Noi am făcut și o campanie media, a existat un spot și cred că mai există și acum un spot publicitar care încurajează populația să se prezinte la medicii de familie, populația până la 40 de ani, să se prezinte la medicii de familie ca să obțină rețeta pe baza căreia își pot ridica gratuit acest produs din farmacie. Și dacă nu se va întâmpla nimic, ce se va întâmpla cu pastilele? Adică vor trebui rămân la un moment dat returnate. În posesia cetățenilor, ele au o anumită durată de valabilitate. 3 ani. Și după aia? După aceea, ele se pot distruge. Există și un program pe care le pot returna farmaciilor pentru neutralizare. Mulțumesc. Cât la sută dintre comprimatele distribuite au fost luate? N-am o cifră, dar nu cred că sunt multe procente. Nu cred că sunt multe. E mai complicat? Durează mult procedura de eliberare a rețetei? Eliberarea rețetei de obicei durează 1 minut sau 2. Înțeleg că trebuie completate niște formulare. Nu, sunt date foarte simple, pentru că fiecare medic de familie are lista propriilor pacienți sau pacienților neasigurați, care se pot afla și ei pe lista medicului de familie. Iar la farmacie nu se completează decât numele, prenumele, CNP-ul persoanei care primește aceste pastile. Alexandru Rafila mai spune că sunt 2500 de farmacii în toată țara în care se găsesc aceste pastile, iar oamenii le pot ridica gratuit pe baza rețetei. Lista farmaciilor comunitare care distribuie gratuit comprimatele de iodură de potasiu se găsește pe site-ul Ministerului Sănătății. Pe lista publicată oficial se regăsesc și 3 farmacii din Sighetul Marmației.